terasă, a început să facă diferite gesturi, să se dea la el, să se lingușească cum îi place ei. Da, l-am pupat, dar de ce l-am pupat, nu știu. M-am emoționat după atâția pupici și... Da, dar ce cred, eu așa cred că o să urmeze mult mai mult. De pupici. Da. Din partea cui? Din partea mea, da. Din partea ta, da. Din partea mea, da. Să văd. Abia aștept. Da. Da, când bei din limonadă, de ce bagi dinții în pai? De ce bagi dinții în pai? Dar tu, în loc să te uiți la Florin, tu te uiți la mine, că asta e așa... Nu știu, fiecare detaliu. Dar de ce ești așa de fixă pe mine? Cum? Cred că ție plac femeile în loc de bărbați, a? Au fost un pic aprinsi, au început să se lupte pentru mine la un moment dat. Chiar apropo, ce te-ai face? Ți-ar place așa în trei? Între ei e bine până acum. Melodia aia. Dar nu știu la ce te referi între ei. Dragostea se face minim doi? Nu, în trei. Minim, da, minim în doi, pardon, minim în doi. O prefer pe aia minim în doi, dar minim trei, nu știu cum e. Nu știi cum e. Dar te-ar tenta? Ai încerca? Ai vrea să încerci? Nu, vreau să fiu învățat. Păi nu că te întreb, pentru că încerca, nu știu, nu știu, aștept, nu știu, e cam greu să... Mă rog, mie nu mi se pare normal în această întrebare, ori nu știu dacă a fost glumă sau a vorbit serios, dar el era pierdut în spațiu. Sunteți gata să reluăm ce avem de făcut acasă? Mai stai un pic să termin și eu sucul ăsta, mergem așa repede, măi, așa repede, lasă-mă, doamne, iar. Hai, lasă-mă să mergem acasă, iar. Dar știu multe limbi, noroc. Foarte mult. Spune-mi o țară și spun noroc. Apropo de asta. Noroc din orice țară? Da, spune-mi o țară și spun noroc. Vezi că bag o țară acum, din niciuna n-am auzit. Spune, chiar te rog, să văd dacă știu sau nu. În cehă. Ceoslovacă. Nu știu. Cred că ceva de gen... Păi până acum știe, acum nu mai știe. Chiar nu, ceoslovacă, lasă-mă cu... Păi nu mă refer și eu Europa, spune-mi o țară agenda, că eu nu spun în orice țară. Păi ce eu, lasă-mă că n-am... Cum să spui că Europa e țară? Europa țară, am zis, pardon, cred că mă zăpăcim, am... Eu spune-mi, mai știu ce am spune-mi zis. Ce? Ce cuvânt spuneai, bună, sau ce spuneai în Europa, acum? În Europa, lasă-mă că nu știu ce am zis. Nu știu, păi dacă tu mai luau cu Ceoslovacia, cu nebunii de-alea, ce știu, Italia? Mi-ai spus să-ți spun? Păi nu m-am auzit să spui și mie. În orice țară. M-am zis, zic cehă. De ce să zic italiană, franceză? Trebuie să zici franceză, spaniolă, dar astea. Dar nu mă interesează, ai zis în orice. Așa da, te-ai exprimat? Aia a fost. Luiza, iar dă și iar dă, dar nu știu ce se întâmplă cu Luiza de tură de așa în continuu. Lasă că e bine, mă. Ești o fire superbă. Mulțumesc. Da. Și tu la fel ești un drăguț. Vă omorâs cu complimente voi. That don't impress me much. În Orășeni Vale apare și prima problemă, destul de mare. Dar culmea este că cea care reacționează e Cristina, în timp ce Liviu, nimeni nu știe ce face. Lucrez la ceva la care mă gândesc de multă vreme, un vis pe care îl vreau o realitate. Cu siguranță va fi un lucru extraordinar. Te simți rău? Da, puțin, nu, dar te simți trece. Bine? Că am văzut starea ta, este mai altfel. Da, e o stare de moleșeală și de somnolență mai mult. Păi, despre ce anume, ca să știu? Eu am văzut starea ta, dar... Eu sunt diabetică. Ca să poți să te înțelegi. De tip 2. M-a impresionat într-un fel. Nu pot să zic că sunt o fire rece. Treaba e că trebuie să-mi fac insulina, sunt insulinodependent. Și trebuie să o fac de 6 ori pe zi, asta înainte de mese, totul măsurat, adică glicemia. Și ușor își mă revin, deci știu cauza. Totul e că am căpătat-o pe sistem nervos, deci pe oboseală, stres. Da, dacă e o chestie din asta ca eu să fiu mai veselă și tu, dacă ești tristă, nu, ai ceva împotriva ce asta? Nu, ce problemă. Ca să știu cum să mă compor față de tine și... Nu, nici o problemă. Vorba aia și față de Liviu, că... Mie lucrul ăsta să nu fie compătimit și de Liviu. Mie să nu...
pună suflet mai mult pentru ea. Înțeleg pe cineva care se simte rău în cazul ăsta. Înțelegi asta, când nu ești în ape, în pielea lui, când ești în pielea lui, adică să ai problemele astea, nu ne înțelege nimeni. Încearcă să le înțeleg sau să intri într-un... Da. Când nu le trăiești, nu le simți degeaba. Adică tu nu faci lucrurile astea ca să, cum să zic, să fie mai mult atașat de tine decât de mine sau nu știu cum să... Liviu, într-un fel, cred că va fi mult mai atent cu ea. Bine, dragă, atunci te las, te liniștești, stai liniștită, mulțumesc. Și dacă e ceva, te ajut, nicio problemă. Okay, da? Mulțumesc. Bine, ești drăguț. Stai liniștit atunci, da? Okay. Hai, odihnește-te. La Florin acasă, gospodarul nostru și fetele lui tot încearcă să se cunoască mai bine unul pe celălalt. Și ca să nu se supere nimeni, fac asta așa, în joacă. Florida, de ce stai așa, țapul? Pe cum vrei să stai? E un joc încordat ăsta. Jucăm adevăr sau provocare. Încordată. Ce am făcut, Luiza? Adevăr. E adevărat că... Că? Ai venit pentru mine sau pentru motocicletă? Să te văd! sincer, e o întrebare lasă, e o întrebare de baraj. M-ai blocat puțin. Da. Prima dată am venit pentru motocicletă. Dar spune adevărul. Pe cuvântul meu. Prima dată am venit pentru motocicletă și în al doilea rând pentru tine. Deci le clasăm pe... M-am gândit că avem așa, pasiunea asta e comună. Nu, motocicleta nu prea te scoate la o cafea, nu te scoate la un film. Nu, dar te scoate din mai multe stări. Am apreciat foarte mult răspunsul ei. Poate a fost un pic dureros adevărul, dar prefer să aflu cum este realitatea. Nu urăsc să fiu mințit. Și cred că ea e foarte sinceră cu mine. Da. Luiza, vrei să-mi... Mi-ai arătat? Să... Da. Luiza? Lori, hai că te las în vârst un locul meu, învăț, da? Învăț. Hai să fie o provocare atunci. Cred că îmi pregătești ceva, cum o tăia căldurile. Te provoc să mă săroți pe obraz. Și dacă nu o să-ți placă? Cum să nu-mi placă? Pe tocmai asta, că aștept, abia aștept, da? Să mă săroți. Mi-a cerut un săr copilăresc. Bineînțeles că eu nu dau înapoi de la nimic. Mulțumesc. Vai, ce romantic! Asta a fost provocare, ce da, vrei. Da, eu sunt de acord cu voi, dar de acord cu voi. Da. A sărutat-o pe obraz. Foarte frumos. Da, e aproape buză. Se poate să nu ce? E bine acum. De ce? Nu e bine. Profit prea mult de ocazia asta. Ți-a dat un dege și mi-e toată mâna. Și pe partea asta? Vai, stai un pic să te șterg, că te-am lăsat un pic roș. Scuze. Lori, acolo, la terasă, m-a început să facă diferite gesturi, să se dea la el, să se lingușească, cum îi place ei. Da, l-am pupat, dar de ce l-am pupat, nu știu. M-am emoționat după atâția pupici și... Da, dar ce cred, eu așa cred că o să urmeze mult mai mult de pupici. Da. Din partea cui? Din partea mea, da. Din partea ta, da. Din partea mea, da. Să văd. Abia aștept. Da. Da, când bei din limonadă, de ce bagi dinții în pai? De ce bagi dinții în pai? Dar tu, în loc să te uiți la Florin, tu te uiți la mine, că asta e așa. Nu știu, fiecare detaliu. Dar de ce ești așa de fixă pe mine? Cum? Cred că ție plac femeile în loc de bărbați, a? Au fost un pic aprinsi, au început să se lupte pentru mine la un moment dat. Chiar apropo, ce te-ai face? Ți-ar place așa în trei? În trei e bine până acum. Melodia aia. Dar nu știu la ce te referi în trei. Dragostea se face minim doi? Nu, în trei. Minim, da, minim în doi. Barbona, minim în doi. O prefer pe aia minim în doi, dar minim trei, nu știu cum e. Nu știi cum e. Dar te-ai atenta? Ai încercat? Ai vrea să încerci? Nu, vreau să fiu învățat. Păi nu că te întreb, pentru că nu știu, mă aștept, nu știu, e cam greu să...
Mă rog, mie nu mi se pare normală această întrebare. Ori nu știu dacă a fost glumă sau a vorbit serios, dar el era pierdut în spațiu. Sunteți gata să reluăm ce avem de făcut acasă? Mai stai un pic să termin și eu sucul ăsta. Mergem așa repede, măi, așa repede. Hai, lasă-mă să mergem acasă, iar. Dar știu multe limbi, noroc. Foarte mult. Spune-mi o țară și spun noroc. Apropo de asta. Noroc din orice țară? Da, spune-mi o țară și spun noroc. Vezi că bag o țară acum din niciuna m-a auzit. Spune, chiar te rog, să văd dacă știu sau nu. Cehă. Ceoslovacă? Nu știu. Cred că ceva de gen... Păi până acum știe, acum nu mai știe. Chiar nu, ceoslovacă, lasă-mă cu... Păi nu mă refer și eu Europa, spune-mi o țară agenda, că eu nu ce în orice țară. Păi ce eu vă lasă-mă, că n-am... Cum să spui că Europa e țară? Europa țară, am zis... Pardon, pentru că m-a zăpăcim, am... Ia spune-mi, ce cuvânt spuneai, bună sau ce spuneai în Europa, acum? În Europa, lasă-mă că nu știu. Nu știu, dacă tu mai luai cu Ceoslovacia, cu nebunii de alea, ce ești tu, Italia? Mi-ai spus să-ți spun. Păi nu mă auzi. Astea sunt niște bandaje care le-a primit cadou de la Alina. Da? Și acum... A, și chiar ți le pui? Și acum chiar vreau să le folosesc. Și cum decurge antrenamentul ăsta al tău? O să fac încălzirea și o să aștept să-mi zică maestru ce am de făcut. Fără știrea lui nu fac nimica. Ținând cont că eu merg foarte des la sală, el vine la antrenamente, cred că un 50% aș fi mai potrivită eu pentru el, să spunem. Problema? Aveți voi grijă să nu vă luați la bătaie, că am văzut că astăzi... Nu o să face tu probleme astăzi pentru noi. Astăzi cam v-ați încărcat. Una pe alta, mai. Ne-am calmat, noroc, am ajuns noroc, aici, ne-am speriat. Noroc, eram între voi. Norocul nostru. Dacă nu eram între voi, credem că vedeam un meci. Eu zic că vedeam un meci la piscină. Da. Ar fi fost drăguț, două fete îmbrăcate sexy așa la piscină. Păi da, putem să facem chestia așa asta și la sală. Tot sexy îmbrăcați. Nu, stai liniște, mulțumim. Chiar nu vreți să vă bateți? Nu. Nu. Vrem să ne batem așa cu tine, să ne înveți tu, nu între noi. Bogdanu, spune-ți. Da, hai mai repede că vă, că stai prea mult cu fetele. Așa spuneam și eu. Așteaptă meciul, hai. Haideți, hai. Azi că vorbești o altă dată cu el. Îmi place foarte mult că v-am ce face Bogdan aici, dar puțin mi-e frică. De-abia așteptam să vin să fac un antrenament ca să mă descarc. La cât nervi mi-am făcut pe acolo pe la fermă, ieri vinea să le iau, să le arunc în sus. Mai tare, mai tare. Aoleu. Ai și picioare sus? De ce ne-o urâ așa tare de halul ăsta? Poate are foarte mulți nervi pe mine din cauza că ne-am ciondănit cât de cât noi și am crezut că în modul ăsta se descarcă. Mi se părea că fața mea e pusă undeva acolo, pe sac. Stop, tam. Aha. Mă, ăștia chiar să bat așa? Tare mi-e frică. Tare, da. Ți-e frică că se rănește? Da. Păi eu vreau în antrenament. Cum vi s-a părut fetelor, Bogdan? Interesant, foarte interesant. Ați mai văzut așa ceva? Dar mâine mungem moaile fără discuții. Eu așa aș zice că Maria este impresionată că eu sunt luptător și că de asta vrea și eu un bărbat lângă ea mai dur, mai puternic. Este o șansă să-l vedeți pe Bogdan Năstase live la antrenament. Avem onoarea. La noi este un antrenament cu circuit închis. Astăzi am făcut o excepție. Mulțumesc, maestru. Degeaba s-au speriat fetele că lupta adevărată de-abia de acum urmează. Așadar, doamnelor și domnilor, poftiți de vedeți! Ma, te luți cu trei odată? Hai, băieții! Nu ți-e frică? Mie mi-ar fi teamă. Da? Cu ce fioros. Pregătim! Hai, Bogdan, prima dată cu Andrei. Urmează Max acolo. Ultimul cu ăștia și prima dată Andrei, da? Hai! Hai, poate îi tragi vreuna săracă. Băi, nu ne poate ieși la gură. Băi, dă-i mă. Hai și picioare, Andrei, hai! E doar un antrenament de încălă. Când am văzut pe el cum se luptă, am făcut piele de găină. Bravo, bravo. Stai ușor, ușor, că ți-o iei. De la noi ți-o iei sigur, noi nu suntem ca ei. N-avem milă, n-avem nimica. Dă-te încolo.
Stai, mă, cocoșule, și pe tine. Alina, când m-a văzut că am intrat cu trei deodată, o ce zis, bă, vezi, bătaie ți-e ăsta. Eu i-am dovedit că cocoșul cântă în curtea mea. Că o fi învățat sau nu Mărin să cânte la fluier între timp, noi nu știm. Ce e sigur este că seara, odată ajunși acasă, sunt așteptați cu muzică. Păi nu are și Mărin prieteni? Ce e aici? Sau de muzică? Ce fac așa? No, asta încă o surpriză. Fii atent cu cine așteptă. Fii atent tu! Vezi, la oare astea da, se trebuie taram, ta-ta. Nu a spus voțul nimic. Bună seara! Păi da, poftim la noi la masă, dar am târziu, Cine punea un pahar de pălincă? Da, mă dimineață, mai mergeți la voi? Mai merg? Mere el. Nici Marcela nu i-a spus nimic cu ce se întâmplă aici. Da, voi ați plecat, dragă, când să vă spun? Dacă m-au trebuit să-mi ia la mulți voi, nu? Că dacă ați avut treabă? Dar voi ce ați făcut acolo așa de mult timp? Păi am dat de mâncare la câini. Până am mâncat ciobanul, până am spălat gălețele, am dat la câini, drumul e greu, departe. Tu n-ai observat că Gila o să marce la... Vezi cum vorbește cu mine. S-ar putea să fie. Așa? Ce? Nu vorbeam și noi. Mâine deja trebuie... Marin să ia o decizie foarte importantă și de asta zic că de mâine s-ar putea să ne împuținăm. La noapte nu dorm, nu mă gândesc. De mult știai că trebuie să rămână cu una. Dar nu că să rămână, că poate să rămână cu amândouă, dacă se poate. În sat poate rămâne și 3-4. Că există case, nu-i problemă. Marin, tu când ai gând să faci nuntă? La Sfântul așteaptă, știi când era? Stai mă, lasă-mă, prima dată îți trebuie nevastă. Am uite două mai aici, mă. Păi da, amândouă, nu, alegeți una din ele, oarecare. Bă, mi-ar da voie zici, să le țin pe amândouă. Bă, nu așa, mă. Cui nu i-ar conveni? Cum se face așa, mă? Zii, cui nu i-ar conveni? Depinde... 40 de ani n-o fă niciuna. Măcar de acum... De la 40 începe cu două, depinde... direct. Nu. Să alegi una, vorbești cu ea, te hotărăști, bă, fată, uite care treaba. Asta este, asta este. Da, de tine îmi place. De tine nu-mi place. Eu îți dau părere. Deci părerea mea la 48 de ani, așa ai mei, care eu am trecut prin viață. Așa am să fac, da. Mâine. Mâine, așa. Mâine, azi nu. Păi nu acum, mâine momentan. Mâine o să afli și tu, stai da. Astea au fost isprăvile de azi ale gospodarilor, dar mai avem multe să vedem și să ne minunăm. Săptămâna viitoare ne vom reîntâlni cu Casian, gospodarul nostru arădean, care în sfârșit își va primi fetele acasă. Bogdan și Florin vor trebui să elimine câte o fată, că prea s-au distrat cu două. Iar Alexandru și Lili vor pleca singuri într-o excursie fierbinte. O fi antrenamentul pentru luna de miere? Aflăm noi! Vă pup!